Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere, asta pentru cei care poate n-aveți ce face zilele astea, despre portalul 5-a 5-a. După cum vedeți, am pregătit și cărțile și opțiunile și pentru mai o să fac, dar am vrut să vedeți superbul acesta, mac, ia uitați-l, îl am de vreo două zile, pregătit pentru voi. Vom vedea pentru mai ce alte flori pun. Haideți să vă arăt opțiunile. Numărul 1, setul acesta de cărți care a primit deja o carte parcă, sau acest medalion, sau și este din inox și are cele 72 de nume ale lui Dumnezeu. Asta, Lily, floarea de crin. Trebuie să schimb șnurul. Uneori abuzez de ele. Face să port mai multe și... Și 3, numărul 3, Phoenix-ul. Superb, Phoenix, toate sunt. Bine, sunt ale mele și îmi plac. Înainte de toate, sau da, în timp ce vă alegeți, eu am ales din seria cărților cu animale cele 7 cărți care reprezintă elementul eter. O să le amestec acum în fața voastră și o să trag pentru fiecare număr câte o carte. E mai... un pic mai dificil. De fapt, nu e dificil. Va trebui să mai stați să vedeți și când aleg. Câte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa. Asta a vrut la numărul 3, striga 3, asta numărul 1, asta pentru numărul 2. Acum să alegem și de aici. Portalul 5-a 5-a. Portalurile sunt foarte puternice, dar acesta în mod special pentru că pentru noi, cei care venim dintr-o anumită căzură, se suprapune peste Paștele, care Paștele în sine reprezintă o trecere. Reprezintă o trecere. De fapt nu, nu că n-am cerut. Hai să vedem. Și 5 și 5 înseamnă schimbare. 5 este male preot, apropo. Dumnezeu ne îndeamnă pașii către calea noastră, dar uneori trebuie să schimbăm lucruri. Am mai spus cândva, 5 înseamnă să schimbi ce se întâmplă pe masă, 10. Înseamnă să muți cu totul masa, eventual să muți masa într-o altă cameră. Când e vorba de schimbare, sunt nuanțe și nuanțe. Iar dacă ar fi vorba de moarte și renaștere, în loc de de masa asta, aș avea o cu totul altă masă într-un ambient total diferit. Hai să vedem. O dată. De două ori, de trei ori. Ok, ăsta e numărul 1, ăsta e numărul 2 și ăsta e numărul 3. Da?
Și mai am de. Mai stăm de vorbă între timp, da? Până ale cărțile. Vă de aici un mesaj. Ce legătură are? Ia, vedem. Așadar, 5 a 5. 5 în zodiacul, în harta natală. Casa a 5-a înseamnă foarte multe. Înseamnă și educație, înseamnă și copii, înseamnă și bucurie, înseamnă și iubiri. Am zis joc. Înseamnă și creativitate, o carte, o casă foarte creativă, artistică. Hai să vedem. O dată. Ba nu, veniți singure. Un mesaj pentru numărul 1. Okay. Un mesaj pentru numărul 1. 1. Opa, opa. Un mesaj pentru numărul 2. Ce legătură are, vom vedea. Dacă are vreo legătură. Sau poate sunt mesaje pentru alte situații pe care le experimentați în paralel. Mesaj pentru numărul 2. Dragile mele, v-ați pregătit cozonacii? Ați colorat ouăle? Ați făcut pască? Ați pregătit miele? Mesaj pentru numărul 2. Vine mai greu. Oare de ce? Hai. Odată. Okay. Trebuie să tăiem. Numărul 2. Numărul 3. Mesaj pentru numărul 3. Okay. Când vă alegeți numerele, puteți, dacă vreți să ascultați toate numerele, să le alegeți pe un anumit specific. Familie, prieten, X, Y, Z... Aici de aici niște mesaje. Da? Să nu alegeți toate numele pentru o singură persoană sau o singură situație, că nu e bine. Hai să vedem. Mesaj pentru numărul 1. Mesaj pentru numărul 1. Dacă nu voi traduce foarte bine, pentru că acestea sunt în engleză, dar mai discutăm atunci. Ok, asta a vrut să vină prima. Vă duceți, deschideți Biblia și citiți. Sau puteți să căutați pe internet. Numărul 2, mesaj. O, multe. Asta cred că o să vină. Asta a rămas. Numărul 3. Numărul 3. Trei mesaje. Cam atât. Deocamdată. O să pun seturile deoparte. Aveți un pic de răbdare. Dacă mai sunteți, asta în cazul în care n-ați apăsat direct pe timpul pe care l-am pus pentru fiecare număr. Ok. Okay. Numărul 1. Cei care ați ales numărul 1. Acest medalion cu cele 72 sau 74 nume ale lui Dumnezeu. Știți ce simțeam în timp ce pregăteam medalioanele? Am simțit că acest portal, pentru că 5 înseamnă schimbare și 5 cu 5 înseamnă 10, iar schimbare de direcție, vă împinge spre o variantă a voastră în care sunteți mult mai atenți la toate nuanțele, toate variantele prin care Dumnezeu v-a protejat până acum. Și este mare lucru, sper să reușiți să vedeți cât de multe sunt.
chakra se activează în această perioadă la acest portal cu șarpele de mare. Chakra a doua, creativității, că vorbeam de creativitate. Angajament, interesant. Și wishing well. Așa, da. 10 de spade și 7 de bâte. Majoritatea dintre cei care ați ales numărul 1, tocmai vă vindecați, încheiați un ciclu de trădări, de dureri, de probleme de sănătate, poate chiar de spate, paralizii, chestii, leșinuri, eventual și stres. Dar dacă ați experimentat niște trădări din partea unor persoane, posibil foarte dragi vouă unele, s-a întâmplat pentru că n-ați avut, unii dintre voi, unii n-ați avut granițe bine stabilite. Șapte de bâte unor înseamnă granițe bine stabilite. Lași portiță către sufletul tău, dar îl păzești și ești vigilent. N-ați fost suficient de vigilenți, aud. Dar ce interesant, ia să vedem, șase de cupe, asul de bâte. Temperanță, 8 de bâte, foarte mult foc, foarte mult foc. Opt de cupe. Ia uite ce frumos. Nebunul și steaua. Pășiți înspre, repet, o nouă direcție în care vă duce vindecare. Sau vă găsiți vindecarea mai bine, să mă exprim mai bine, un pic mai târziu și mă exprim poate mai greuț. Șase de cupe. Ar putea să fie o împăcare, șase de cupe cu temperanța. Cu o persoană care vă energizează. Eventual, puteți unii dintre voi să vă energizați într-un proiect foarte creativ, care implică și copiii și ceva spiritualitate, un proiect în care echilibrați și emoții. E interesant, da? Emoții și foc, da? Emoții și foc. Care și comunicați și vă ajută să lăsați în urmă trecutul și să părăsiți acea zonă tristă, deprimantă, așa, cu viteza luminii. Înspre această nouă variantă a voastră. Interesant, vrea să iasă în evidență și puterea. Deveniți mai puternici. Ce nu m-a omorât, m-a făcut mai puternică. Nu? Ce frumos. Hai să pun cărțile la loc și să trag încă vreo două câte. Din partea îngerilor, primiți o avertizare în legătură cu o problemă. Poate în legătură cu acel as de bâte, dacă este o împăcare cu cineva din trecut, fiți foarte precauți. Nu că n-ar fi posibil, dar fiți foarte precauți. Depinde de persoană. Sunt destule în viața noastră, voi știți. Voi veți vedea. Fiți precauți. Analizați atent situația înainte de a merge mai departe. Și chiar dacă nu e vorba de împăcare, am văzut un as de bâte care stimulează creativitatea alături de această chakra a doua. Fiți foarte atenți. Dacă e vreo aventură în următoarea perioadă sau vreo întâlnire cu o persoană care vă echilibrează, simțiți că vă împlinește dorințele față de care vă simțiți foarte atrași, atrase. Mare grijă, pentru că unele puteți să rămâneți însărcinate și nu cred că e bine să vă complicați viața înainte de a avea un angajament
Acum, angajamentul acesta, angajarea, determinarea. Iar apare steaua. Este a multora dintre voi determinarea de a vă vindeca și de a vă găsi perechea potrivită în cazul în care nu o aveți, pentru că tocmai depășiți o situație critică. Alții simt că primiți ajutor din partea unui suflet pereche, dar în mod special este ajutorul lui Dumnezeu, evident, care lucrează prin oameni. Ce văd aici o cheie? Poate, pentru că vorbim de portaluri, cheia aceasta deschide noi spații, eventual chiar o casă, ceva pentru unii, o casă mult visată, o relație mult visată, o carieră mult visată. Apropo de wishing well. Asta pentru că renunțați la măști. Renunțați la măști pentru că ați văzut prin acea trădare ce înseamnă să te lași eventual influențat, influențată de aparențe, că probabil de-aia ați fost așa de vulnerabili sau vulnerabile unei dintre voi. Și are legătură cu ce am spus mai devreme. Vedeți prin câte nuanțe, prin câte variante, prin câte feluri, toate mărețe, lucrează Dumnezeu în viața voastră. Steaua, vindecare, credință, rugăciune. Și ați ales acest medalion care e ceva. Mulți dintre voi sunteți invidiați pe creativitatea voastră, pe sexualitatea voastră, trebuie să spun și pe aceasta. Eventual, după această experiență, acea trădare, învățați să vă izolați și să izolați, nu în sensul, să vă creați granițele voastre personale și să vă dezvoltați armuri. Sau, eu știu, să descoperiți tehnici prin care să vă blocați atacurile spirituale, poate chiar și fizice, emoționale, mentale. Asta ca și învățătură post trauma pe care ați trăit-o. Hai să mai vedem ce mai fi. Interesant mesaj din partea, da? De fapt, citiți Psalmul 37 cu 37. Privește la cei care sunt cinstiți și buni, pentru că un viitor minunat te așteaptă sau îi așteaptă pe cei care iubesc pacea. Probabil că este răspunsul iar lui Dumnezeu la acea trădare pe care ați simțit-o, acea suferință. Oamenii nu au fost corecți, oamenii nu v-au dorit binele și n-ați putut să trăiți bine lângă oameni ca aceea. Asta e o lecție pentru toată lumea, nu doar cei care ascultă numărul 1. Când ai de-a face cu trădători, păi schimbă-i. Ia uite, exact. Și știm că în toate lucrurile Dumnezeu lucrează pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați, interesant, sunteți chemați să împliniți un scop, sau o misiune. Romani 8:28. Puteți să citiți mai mult. Apropo de stea. Dar am zis, este mâna, vedeți, e imaginea aceea din... Leonardo da Vinci, da, posibil. Da? Omul care întinde mâna, cere ajutorul și Dumnezeu care îi oferă ajutorul. Dar, repet, uneori Dumnezeu lucrează într-un mod misterios, că tot avem luna, da? Mister. Este cuvântul și mister și glorie sunt cuvinte care... Primele. Sunt multe. Dar cred că cel mai puternic, da, gloria și misterul sunt cele care îl caracterizează pe Dumnezeu. În acest moment așa simt. În ideea că uneori nici nu vezi cum lucrează. Dar cred că în această nouă călătorie, nouă misiune, către care sunteți chemați,
veți înțelege ce n-ați crezut vreodată că puteți să înțelegeți. Cu alte cuvinte, interesant, apropo de ochi, veți vedea mistere, lucruri pe care nu le-ați înțeles, care s-au întâmplat în trecut, se întâmplă în prezent și se vor întâmpla. Iar simt că veți avea pe cineva alături, o persoană potrivită, poate persoana aceea, depinde unde sunteți, dar dacă ați trecut printr-o trădare, printr-o suferință fizică, eu cred că sunteți aici majoritatea. Cealaltă persoană, dacă vine ca și trimisă de Dumnezeu în viața voastră, e undeva mai sus, a învățat niște lecții, a depășit ce depășiți voi acum, eu știu, poate anul trecut, lumesc. Nu știu, a depășit. Împărăteasa, iar dragoste, creativitate, glorie, frumusețe, pentru care sunteți invidiați. Patru, eu, casă, am zis că e o casă, o casă mult visată. Și lăsați în urmă decepțiile. Da, hai să mai avem. O dată. Duri. Ce trei ori. Cavalerul de monede, scuzați, scaunul care scălție. Da, faetonul. Faetonul care merge către stea. Sunteți chemați într-adevăr la o nouă misiune. Știți că această călătorie e lungă. Chiar dacă uneori aveți faeton, aveți câte un căruț la dispoziție, simțiți că vă împinge Dumnezeu din spate. Veți vedea, veți simți. Gândiți bine. Gândiți bine pașii. Aveți răbdare. Aveți răbdare. Poate ar fi bine să vorbiți mai puțin. Nu deloc. Mai puțin. Să vă alegeți cuvintele și să nu spuneți de la început ce aveți de realizat, ca să nu fiți atacat, să nu mai fiți vulnerabil ca înainte, eventual. Dar să aveți o gândire, nu se practică. Virtuoasă. Virtuoasă. Și răbdarea e o virtute. Și ordinea e o virtute. Amesteca, da? Un tai. Regele de monede. 5 de monede. Și 7 de bute. Marele preot. Probleme acasă. Uite, am simțit nevoia să mai iau o carte. Cred că unii acum treceți prin această decepție, trădare sau final dureros. Pentru că apare și 10 de bute. Este ori o afacere, ori o familie în care v-ați implicat până la maxim unii dintre voi. Da, trebuie să puneți granițe personale în această relație în care vi se pun în cărcă diferite responsabilități. Dacă ați avut niște bani, dacă ați avut un statut, să zic, o poziție, riscați să pierdeți niște bani. Dar nu-i problemă, pentru că aveți acest ajutor. Care este cel mai important. Cu alte cuvinte, aici este ajutorul divin. Da, este și familia, într-adevăr, dar este și ajutor divin. Încredere în voi, în acest nou drum, da, este ceva nou, trebuie să studiați cu valetul de monede care e studentul. Cât ați fi de matur, nu contează. Și să lucrați în acest nou drum. Ia uite, drum, intersecție de drumul, da, trebuie să lăsați în urmă. Ia uite, 9 de spade, am văzut 10 de spade și 10 de cupe. Ideea este că după ce ați trecut prin ce ați trecut, vă este teamă până și de fericire. N-aveți încredere. N-aveți încredere. Dar studiați cu valetul de monede, cu valetul de spade, documentați-vă. Studiați să mai multe tipuri. Știu că sună asemănător, dar sunt mai multe tipuri de a studia, de a te documenta, de a investiga,
de a analiza, pentru că, ia uite, e o nouă posibilitate și financiară în cazul în care vă separați, uite, schimbare de direcție. Da? Dar ce frumos! Dar ce frumos! Roata norocului, asul de bâte. Ideea e că această schimbare de direcție, asul de bâte și temperanța și 8 de bâte, ce am văzut mai devreme, vă va ajuta să vă reechilibrați. Dacă vă separați de o familie, vă veți găsi perechea potrivită, am zis mai devreme. Poate nu chiar imediat. Sau chiar dacă o găsiți imediat, nu veți reuși imediat să fiți împreună. Va trebui să mai rezolvați niște treburi. Însă, înainte de a face această mare schimbare de direcție către persoana care vă aprinde, și repet, nu e o persoană, orice fel de persoană, e o persoană care vă aprinde și vă temperează. Pentru unii dintre voi trebuie să spun și chestia asta, că aveți și chakra a doua sexualității. Dacă veți fi împreună, dacă veți fi împreună cu o anumită persoană, poate o știți, poate urmează să o cunoașteți, că aveți niște ași. Dar veți face diferența între ce veți trăi din punct de vedere sexual, foarte și pasional, dar și vindecător și înălțător, veți face diferența între ce urmează să trăiți cu acea persoană și ce ați trăit până acum. Dar ce vreau să spun? Înainte de a face această mare schimbare de direcție, e o întâlnire foarte specială de destin. Va trebui să renunțați la acele responsabilități. Poate afacere, poate e familie, poate e o legătură veche în care stați și sunteți ca și căsătoriți. Sunt mai multe variante, voi știți. Dar aici este epuizare. 10 de bute. Și din cauza asta v-ați închis și sufletul, unii dintre voi. Așadar, trebuie să vă eliberați de acele persoane sau de acea persoană și să puneți bazele. Ca pe această bază Dumnezeu să lucreze. Pentru că, na. Și voi trebuie să lucrați. Poate o nouă afacere, poate o nouă casă, poate pur și simplu să nu vă dezamăgiți și să credeți în continuare că există oameni loiali și că puteți să aveți o legătură stabilă pe termen lung cu altcineva. Asul de monede înseamnă valoare. Da? Mai dăm totuși 5 de monede, 3 de cupe, 7 de bâte, asul de spade. Da, va trebui să comunicați granițe personale în fața celor care vă atacă. Nouă de cupe. Și nu doar atât. În această nouă etapă, eventual nouă relație sau noi relații, poate sunt mai multe relații, prietenii, afaceri, dragoste, sau poate toate într-una singură, foarte puternică, foarte specială, ca aveți steaua, da? A trebuit să învățați să depășiți blocajele, să învățați să vă luptați și să învățați să gândiți, am zis virtuos, dar și pozitiv, 9 de cupe, și pozitiv. 10 de bute. Cavalerul de bute. Da. Acum despre cine vorbesc? Dacă sunteți bărbați, poate că
Ați mai călcat pe lângă, dacă ați fost într-o situație neplăcută, ați mai fost atrași în alte direcții. Însă, cred că acest capitol e încheiat. Sunteți pregătiți să începeți ceva nou și foarte serios. În primul rând cu voi. Cu voi, cu Dumnezeu și apoi cu persoana aceea foarte specială. Am și regele de monede. Da, 8 de cupe. Vedem o carte. Cavaler. Vedem o carte pe 8 de cupe. Regina de bâte. Manifestați. Ce manifestați? Faetul. Da, reconstrucția voastră imediat. Ați avut oameni egoiști, ați avut oameni geloși, ați avut oameni prea stricți, variază de la om la om. Oameni care v-au mințit. Și când stai lângă oameni care te mint, ar trebui să fii chiar prost tu să fii sincer și ei să te mintă, nu? Și atunci, dacă stai mai mult, începi să te porți fals. De-aia am vorbit de măști. Nu renunțăm la măști. Da, v-au mințit pentru bani sau v-ați mințit singuri pentru bani. Și se întâmplă, te păcălești, ai impresia că dacă lucrurile par stabile, chiar sunt. Nu. De-aia zic, aveți de ales între acest nou drum, manifestare puternică, aveți încredere în puterea voastră de a vă crea viitorul și de a lăsa în urmă trecutul și de a vă găsi oameni stabili. Sau de a fi stabili în această nouă cale, dar succesul și stabilitatea pe care le veți manifesta vor fi create altfel, dintr-o perspectivă a unui om cu încredere, cu experiență de viață, cu nu doar încredere în sine, cât și în legătura sa cu divinitatea, care toate resursele, da, trebuie să aveți siguranța aceasta că Dumnezeu vă dă tot ce aveți nevoie pentru această nouă cale. Pentru că una sau chiar sunt mai multe, repet, sunt mai multe. Pentru că dacă lăsați un trecut foarte... Ia uite, turnul. Răsturnat de situații. Dacă lăsați în urmă un trecut neplăcut, o familie rigidă, chestii, da? Chestii. Nu este ușor. Clar că nu e ușor. În principiu, sper să vă fie ajutat. Ce am spus. Repet, citiți Psalmii 37 cu 37 și Romani 8 cu 28 pentru unii dintre voi. Și deocamdată cam atât. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Cei care ați ales acest set de cărți și acest medalion, crinul, crinul, este element feminin, să zicem, dacă ar fi să ne gândim la Fecioara Maria, că este reprezentată de crin. Dar reprezintă și și virtuți, și regalitate, și noblețe, dar și tentație. Interesant. De ce mă duc eu cu gândul la tentație? Pentru că miroase foarte frumos, nebunitor de frumos. Și totuși simbolul său este dincolo de acest... această nebunie, să zic, de această frumusețe sau aparențe. Să vedem ce mesaj au venit.
Ce chakra se activează? Wow! Chakra. Are sens? Chakra comunicării, Vishuddhi, chakra 5-a. Că tot am vorbit de 5. Este o chakra foarte... Bine, toate sunt puternice, dar bine, pe mine asta mă fascinează foarte mult. Interesant că are legătură cu această carte, scânteia, prin care cineva produce sunete. Ori cântați unii dintre voi, da, s-ar putea în următoarea perioadă. Poate să fie și de la acest portal în următorul an. Să descoperiți că felul în care vorbiți voi, ia uite, flăcări, flăcări, are impact asupra mediului. Nu doar asupra oamenilor, cât și asupra mediului, aud. Pentru cei mai evoluați. Dar chiar și așa, poate unii dintre voi începe să cântați ori la un instrument, ori pur și simplu. Unii, nu toți. Însă are legătură cu această comunicare. Se face lumină, dar văd lumină, lumină, în momentul în care voi cuvântați. E o putere. Pentru care probabil mulți vă vor invidia. Posibil este necesar să purtați un talisman în această perioadă. Mai ales la gât, cred că. Că tot e chakra a 5-a comunicării. 9 și cu 4. 13. Moarte și renaștere. Da, prin felul în care comunicați, transformați, metamorfozați. Știu că sună ciudat, dar asta e la mine pe canal. Mai vorbim și lucruri ciudate. Ce zice? Ce te întreabă îngerița Francesca? Ce îți dorești chiar acum? Vizualizează și va veni. Negativitatea blochează progresul. Chiar vreau să vorbesc despre acest negru. Nu doar negativitatea voastră, dar fiți atenți și negativitatea celor din jur. Așadar, mare grijă lângă ce fel de oameni stați, în ce fel de mediu stați. Din experiență, iar zic. Invidia oamenilor. Sau pesimismul, dramatismul, drama queen, drama king, toxicitatea, adicțiile, influențează progresul. Manifestarea. Vreți să vină cineva în viața voastră? Spuneți și vă imaginați, vizualizați, dar vă mai întrebați, dar de ce nu vine? Pentru că stați ori voi în niște gânduri negative, ori aveți în preajma oameni negativi, pesimiști, invidioși și așa mai departe. În acest motiv este important să învățați să comunicați cu fiecare, deci nu comunicăm cu toți la fel, clar. Și să faceți lumină în jurul vostru ca să împrăștiați acea negativitate. Ce mai spune acest mesaj? Din 1 Ioan 3 cu 18. Poate pe unii vă cheamă Ioana, Ion. Un mesaj, nu știu. Pentru unii, nu pentru toți. Dar spune așa, dragi copii, haideți să nu iubim doar cuvintele sau cu discursul apropo de chakra a 5-a. Dar și cu acțiunile și în adevăr. Aici este puterea manifestării. Dacă vrei să vizualizezi că ai bani și vin bani, asta e o chestie, dar în momentul în care tu îți dorești ceva ce ajută la transformarea în bine a mediului înconjurător sau îți dorești ceva în adevăr, nu doar din motive egoiste, atunci ești mult mai ajutat. Și
Dar și invidiat. Iar ca să se manifeste repede ceva, tu trebuie să fii, apropo de virtuții, tu trebuie să fii cât mai corect, cât mai în adevăr. Francesca poate să fie numele cuiva. Să vedem ce mai apare. Numărul 2. Aveți de parcurs un drum foarte important. Unde trebuie să ajungeți? Împăratul, interesant. Dar trebuie să vă zbateți cu 7 de bute. Să aveți granițe personale față de cine trebuie. De elementele astea negative. Dar să vă și luptați. Dacă sunteți bărbați, mergeți pe drumul pe care mergeți. Mergeți către succes, către stabilitate. Împăratul este bărbatul. Culmea succesului, bărbatul ideal, să zicem. Un bărbat stabil, asumat, puternic, de succes, am zis, cu bani, protector, fertil, viril și așa mai departe. Dar care are puterea de manifestare? Dacă sunteți bărbați, vă doresc succes. Dacă sunteți femei, iar mergeți să vă manifestați, interesant că aveți 4 și 4, 3, împărăteasa și 4. Iar felul în care comunicați, creați acest împărat într-o realitate și mergeți înspre acea realitate. Apropo de moarte și renaștere, e o transformare, dar la nivel de realitate, de coordonate. Dacă sunteți femei, puteți să vă manifestați bărbatul, dar, repet, aveți de depășit niște blocaje, niște provocări, de-aia aveți nevoie și de talisman. Eram curioasă, sper să nu uit și dacă uit, oricum rețineți voi, pentru că eu transmit mesajul. Iar împăratul lasă o moștenire, apropo, casele regale, împărați, împărătese, au simbolul acesta în general. Mai sunt și altele. A, și cai, da, și dragonii, și fenixii sunt simboluri regale. Dar, hai să vedem în continuare. Roata norocului. Vi se schimbă și vouă direcția, apropo de direcție de cărare. Roata norocului. Ideea e că voi vă puteți schimba direcția oricând, dacă învățați să cuvântați. Și iar este foarte important să știți și când să tăceți. Și ceea ce vă doriți, spun îngerii, și ceea ce vă doriți. O dată, de două ori, de trei ori. 44, apropo de împărat. 4 înseamnă 8. Mai da alunecă. Sunt niște problemuțe, apropo de granițe personale. Cineva ori e prea deschis, ori e prea împrăștiat. Hai, o dată. De două ori. De trei ori. Valetul de spade, comunicare. Da? Comunicare, valetul de spade. Sau poate cineva vine spre voi dacă voi nu călătoriți. Nouă de bâte.
Regina de spade, apropo de comunicare, aveți puterea de a transforma, de a alina, de a aduce bucurie, de a aduce adevărul. Regina de spade vorbește adevărul, uneori e mai neplăcut, dar eventual trebuie să vă găsiți niște, un fel de a fi mai plăcut. Patru de spade. De monede, la locul de muncă, 8. Gândiți un pic înainte să vorbiți. 4 de spade. Gândiți, nu vă aruncați în cuvinte. Pentru că tot ce spuneți voi se manifestă. Dacă nu aici în această realitate, în alte realități, și riscați să manifestați frânturi de idei sau să manifestați negativitate la un moment dat și nu cred că vreți să intrați vreodată în acele realități. 9 de ute. Nouă de ute, uneori este și determinarea de a trece peste blocaje. Dar iar, cum treci? Ai energie. Apropo de acțiune, dar trebuie să și știi ce vrei. Pentru asta e nevoie de gândire. 4 de spade. E un succes către care mergeți. Ați spune, fiți înțelepți. Ce merg aici? Interesant, poate cineva pictează. Uite că așa am impresia că face această îngeriță. Poate cineva pictează și cineva cântă, nu știu, și prin pictură... Ia, uite și aici o pasăre. Ascultați muzică și pictați. Apropo de creativitate. Poate că sunt două persoane, două forțe care trebuie să se întâlnească la un drum. Ia să clarificăm. Soarele! Vedeți că mergeți către succes, e energie masculină divină, am văzut și împăratul. După ce ați trecut prin probleme financiare, după ce v-a părăsit lumea, după ce v-ați simțit mici, 5 de monede, 4 de monede, înfricoșați. Luna, spânzuratul, aproape, care e cuvântul? Wow, ce imagine! Parcă ați fi fost într-un mormânt. E o stagnare care probabil că în manifestări, stagnare în manifestări, care v-a adus așa o mare tristețe, depresie, o pasiune pe care n-ați avut-o, dragoste, pasiune pe care n-ați avut-o cu cine să o împărtășiți și totuși, în acele momente să știți că ați fost protejați. Pentru că aveți acest dar al comunicării foarte important. Oameni probabil au încercat să vă oprime. Da. Poate un dor de o dragoste pe care n-ați avut-o sau v-a fost amânată. De ce? Ca să depășiți niște blocaje, fricile. Ce-or mai fi fost, variază de la om la om. Dar apare regele de spade și regina de spade. Am zis că mergeți către perechea potrivită. Și ce drăguț, vedeți aici un dragon care scoate flăcări pe gură. Și vorbeam de chakra comunicării, da? Energie masculină care comunică și se manifestă. Comunică și se manifestă și pentru ambele trebuie virtuți, am zis, principii, adevăr. Dar ce interesant, energia feminină este cea care îl manifestă
prima pe acest masculin. De-aia apare 3 și 4, creativitatea și apoi stabilitatea. Ce să protejezi dacă nu ai creat, nu? Ajungi la 4 prin 3. Așadar, femeia sau energia feminină, de fapt, prin puterea gândului, ia uite, apropo de creativitate, da? Prin felul în care cântați, gândiți, vă imaginați, pictați, dansați, eu știu ce faceți, vă îmbrăcați, vă purtați cu mediul înconjurător, prin tot ce faceți, apropo de acțiuni, nu doar prin cuvinte și discurs, prin tot. Manifestați acest, ia uite, soare. Succesul vostru, da, dar și bărbatul divin. Pentru că multe dintre cele care ascultați, așteptați și voi. Persoana potrivită. Hai să clarificăm. 9 de băte. Cavalerul de monede. Da, determinare, răbdare. Uneori, cavalerul de monede merge prea încet și devine un obstacol în sine, această încetineală. Din acest motiv, asul de spade, ia uite ce frumos. Spadele ajută să tăiați blocajele și eventual să meargă mai repede. Iar comunicare, comunicare. În adevăr, în adevăr. Am și pe regina de spade. Da, două au vrut să vină. 9 de cupe și 5 de spade. Aici este un conflict în voi. De-aia lecția este a comunicării și a gândirii. Voi creați. Vreți să fie un dragon care scoate flăcări pe nări? Sau vreți să fie 9 de cupe? Tot ce v-ați dorit. Un personaj, nu știu, cooperant, senzual, protector și așa mai departe. Da? În funcție de cum gândiți și cum vorbiți, apare și jumătate. 5 de spade, un conflict. 8 de bâte. Peste care puteți să treceți. 4 de spade. 4 de spade. Magicianul. Da, gândiți înainte să manifestați, dați-vă timp, odihniți-vă. Vindecați-vă înainte să manifestați marile, eu uite și diavolul, marile mișcări în viață. Că dacă nu sunteți vindecați, 4 de spade pentru mine este eremitul, varianta mică. Meditați. Odihniți-vă. Analizați gândurile, cuvintele, variantele. Altfel, dacă sunteți în varianta negativă, adictivă, impulsivă sau toxică sau plină de frici, manifestați exact negativitate și nu asta vreți. Nu, nu. Meditați la manipulare versus manifestare. Iar totul ține de cuvântare. Și unul și celălalt vorbesc. Dar cum? E o diferență. 8 de monede. Justiție. Sper că n-aveți probleme justiție. Ah, interesant. Ha. Poate unii vă separați. Apropo de regele și regina de spade și mai văd acum, apropo de justiție și 8 de monede. Poate un divorț. Poate sunt niște contracte la locul de muncă, dacă nu e divorț. 8 de bâte, dar veți depăși 8 de bâte. Mai dăm o dată pe justiție. Ideea este că trebuie să lucrați, trecând până la acest următor mesaj, trebuie să lucrați în continuu ca să vă păstrați echilibru în viață. Șapte de bâte, cu care parcă am început, nu știu. Aici am început 7 de bâte? Mm.
împăratul. De monede, mai dăm pe 8 de monede, imediat. Patru de bute. Temperanța. Da, aveți răbdare. Are legătură și cu o casă, patru de bute. Sau relația voastră cu împărăteasa, apropo de cu sufletul perechii, cu flacăra geamănă, patru de bute, uniunea dintre voi doi. Aveți răbdare. Ori în viața voastră voi aveți de rezolvat niște chestii care țin de separări de drumuri. Contracte, am zis, divorț, alte chestii. Poate ați vrut să ascultați numărul 1 și sunt alte nuanțe, dar am și pe 8 de monede încă o carte. Eremitul, iar, fecioară. Eremitul și 8 de monede. E o singurare. E o situație, cred că un contract pentru bani sau o altă relație la un moment dat, în timp, în spațiu, care trebuie să le lăsați în urmă, pentru că va însingurat, aud. 5 de cupe, vă simțiți singuri, regretați. 7 de bute, încă una, am văzut împăratul. Regele de bute și am văzut mai devreme împăratul. Dar trebuie să ieșiți în această energie a eremitului, a singurării, a izolării. A poate prea multe precauții, prea multe frici, prea multe conflicte. Învățați să fiți optimiști cu 9 de cupe. Da, analizați. Am înțeles, analizați. Dar fiți și optimiști, 9 de cupe, regele de bâte, aveți încredere în voi. Și un pic mai combativ, mai bătăioși, 7 de bâte. Pentru că manifestările nu vin așa fără să faci nimic. Poate că ați înțeles greșit unii. Da. Valetul de cupe. Patru de bâte, da? Mergeți înspre uniunea cu sufletul și am văzut patru de bâte la împărat, da? Cu sufletul vostru pereche. Bărbatul vostru ideal sau femeia voastră ideală. Dar trebuie să aveți o atitudine încrezătoare, măi. Temperanță. În echilibru, ok. Dar încrezătoare. Aveți răbdare. Am înțeles, dar aveți încredere. Ah, împărăteasa. 9 de cupe. Am vrut să vă citi la ce... Împăratul și împărăteasa. A, da, aveți încredere. Sperați, iubiți în continuare. Pentru că e, probabil știți deja despre cine vorbesc. 8. 7 și cu 1 de la rege, 8. Cu alte cuvinte, voi vă creați realitatea. Uite că nu mă lasă să vorbesc. Ba da, trebuie să spun. Voi vă creați realitățile, drumurile și parteneriatele. Aveți o putere foarte mare în felul în care comunicați. Dacă vreți să mă credeți bine, dacă nu, tot bine, ce să zic. În principiu, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau. Cei care ați ales Phoenix-ul numărul 3, da? Phoenix-ul reprezintă casa 8-a Scorpionului, moarte și renaștere.
Dar nu așa, orice fel de moarte. Până la cenușă. Până la sânge, cum era melodia aia. Aici au venit niște cărți. Da, înainte de toate, valetul de monede și asul de băte. Ori veți comunica cu cineva despre un nou început. Un nou. Da, e ceva nou. Ori cineva vine să comunice cu voi. Însă acest început, am mai spus, asul de băte este pasiune, e atracție, e magnetism, e dorință. Dar apare și o casă în spate, este singurul as de băte cu această casă în spate. Puteți să creați pe termen lung. Dar apare și valetul de monede. Frumos. Nouă de băte. Dacă depășiți stresul și blocajele. De fapt, vreau să zic stresul și da, cineva e foarte stresat. Da. De niște trădări din trecut. Blocajele pe care probabil cineva le pune. Ar putea să fie o împăcare cu temperanța? Văzuse mare? Nu mai știu. Parcă văzuse în temperanța? Nu, n-am văzut așa simt. Ar putea să fie o împăcare? După o trădare? Însă, dacă voi comunicați, vedem. Dacă ei comunică, voi știți. Hai să vedem. Dar trebuie să aveți curaj. Ah, ce băi, deci nu vine să cred în fața voastră. Phoenix pe Phoenix. Au fost trădări de era 10 de spade, ia uite. Au fost. Judecata, renașteți, ia uite. Din foc, din cenușă. Băi, nici nu vine să cred. Și Phoenix de două ori. Da? Aici e moarte și aici ascensiune. Patru de bâte, într-o relație. Ori aproape de sufletul vostru pereche. Da, sunteți un pic stresați. Nu știți ce să faceți. Dar trebuie să rămâneți pe poziție. Acum văd nouă de bâte altfel. Rămâneți pe poziție pentru că există această posibilitate. Asul de bâte. Să începeți ceva, dar super, super atracție și pasiune, dar altfel decât a fost până acum. Hai să vedem ce aici. Come together. Ia uite, ce blocaj a fost în dragoste. A văzut cineva atie dintre cei care ascultă numărul 3, firma acela turcesc, parcă așa zicea. Când văd muntele, mi-aduc aminte. Nu știu care pe care 16, nu știu care pe care vrea să, nu știu, care se salvează pe celălalt. Poate faceți cu schimbul. Însă, ideea este că trebuie voi să vă salvați pe voi înșivă. Cum? Ia uite ce opoziție. Aici este. Ați trăit niște relații până acum. Pasionale, da, ok. Dar fără emoții. În care ați fost prea precauți și persoana cu care ați fost prea insuficiente pentru ce aveți voi nevoie. Din punct de vedere emoțional, aveți aspecte în scorpion și voi și poate și persoana aceasta cu care urmează să veniți. Sau în casa 8-a. Energie foarte profundă. Da. Și aici este lacul sacru. Ce opoziție, da? Deșertul, uscat, uscat și lacul sacru. Aici emoțiile sunt sacre și multă lume nu înțelege. Li se par că emoțiile reprezintă vulnerabilitate și greșesc.
Însă în această nouă relație, cred că le veți avea pe toate, și emoții, și pasiune, și stabilitate, cum a văzut casa. Și vom vedea. Judecată. Apropo de rațiune, de minte și judecată. Veți judeca mai bine în această nouă variantă. De ce? Pentru că veți folosi și intuiția, veți asculta și semnele timpurilor, ale îngerilor, ale, eu știu, altor ființe din jurul vostru, veți vedea și alte realități. Veți vedea cum e de acolo de sus. Da? Interesant. Da, ce opoziții, apă și foc. Dar mai vedem. Wow. Și ați primit 3 mesaje. Dacă nu le traduc corect, pentru că eu engleză mai greu e pentru mine, căutați în Biblie, Matei 5 cu 8. Binecuvântați sunt cei cu inima pură, probabil din fericiri. Sau fericiți, da, fericiți sunt cei cu inima pură, pentru că ei îl vor vedea, apropo de judecată, îl vor vedea și de renaștere, ascensiune, îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți sunt cei care fac pace. E o împăcare, probabil, pentru că ei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Ce frumos! Cred că vă împăcați cu cineva. Dar nu cu oricine. Nu cu o persoană toxică. Nu, nu. Și acum, dragi frați și surori, un lucru la final. Fixați-vă gândurile pe ceea ce este adevărat, am zis, onorabil, corect și pur, și iubitor și admirabil. Apropo de parteneriate, da? Gândiți despre lucrurile care sunt excelente și meritoase să fie apreciate. Nu mai știu cum e în română. Vezi, trebuie să mai deschid Biblia. Filipeni, parcă. Apoi, a doua Corinteni, 13:11. În final, finally, cred că în final, în primul și în primul rând, unii dintre voi începe să ascensionați vibrațional. După ce v-ați consumat. V-ați consumat foarte mult într-o situație. Dar aici este o situație și aici este alta. Da? Și asta, veniți în preajma persoanei potrivite, apropo de 8 de scorpion, că am zis, casa 8-a scorpionului, printr-o atracție foarte intensă, și asta o recunoașteți după emoțiile pe care faceți diferența, repet, între atracțiile pe care le-ați simțit, dezastruoase, deshidratante, și aceasta foarte specială în care efectiv simțiți că emoțiile sunt sacre și ăsta e adevărul. Asta face diferența. În fine, ce zice finally? Fi perfect. Fi de ajutor sau oferă confort celorlalți. Be one mind. Ai un singur gând, adică nu te zăpăci cu prea multe, cum am văzut 9 de spade. Trăiește în pace. Și Dumnezeul iubirii și al păcii va fi cu tine. Hai să vedem ce mai aveți. Pentru că exact de asta aveți nevoie acum, de pace, de liniște, de adevăr. Dați și mai ascultați, eventual ascultați și voi ce zice aici. Fixați-vă gândurile pe ceea ce este adevărat, onorabil, corect, pur, drăgălaș sau iubitor, admirabil.
Da? Gândiți-vă la lucruri care sunt excelente și meritoase de... Da. Mesaj, alt mesaj de la Arhanghelul Mihail. Sunt cu tine, îți dau curaj ca să faci schimbările de viață, niște schimbări mari, mari, imense, care te vor ajuta, exact, să-ți împlinești scopul divin în viață. Ce frumos! Dar ce drăguț este că aveți o persoană alături. Veți avea în curând. 4 și cu 7, cât înseamnă? 11, nu? Ce frumos! Numărul flăcărilor gemene, flăcări gemene, că nu degeaba aveți, uite, 2, amândoi probabil că ați trecut prin situații de-astea. 1-1-1, apropo, că tot am văzut. Cred că sunteți într-o, sau vă apropiați, vă atrageți. Hai să... Într-o relație a flăcărilor gemene, hai. O dată, de două ori. Și Fenixul reprezintă prima ceacră. Apropo de stabilitate, și am văzut asul de bâte care reprezintă sexualitate, dar avem și stabilitate. Va fi altceva decât ați trăit până acum. Ia uite împăratul. Și 9 de monede. 2 oameni foarte puternici. Poate că energia masculină e mai puternică dintr-un punct de vedere, dar aici este un soi de preîmpărăteasă. Energia feminină este inspirantă, este și ea puternică. Poate că unui căsătorit și trebuie să renunțe la o căsătorie, la o familie, la o poziție, eu știu, glorioasă în lumea veche, asta în care s-a ars, s-a consumat. Da, 3 și cu 1, 4, da? Asta lângă o falsă împărăteasă, manipulatoare și așa mai departe, trebuie să se elibereze ca să meargă înspre perechea potrivită. Acolo vor fi împărați și împărătese, preoți și preotese, în acel nou pământ. O relație foarte puternică, manifestați. Ia uite, regele și regina de monede. Da, un cuplu în care sunteți singuri. Iluzii, confuzie, opțiuni, argumente. Și o dragoste secretă? Probabil. Dar dragostea aceea este cea care face diferența. O dată, de două ori, de trei ori. De spade, stres în legătură cu această uniune. Da, vă simțiți atrași față de flacăra voastră geamănă, că normal e flacăra voastră geamănă. Dar nu e doar atât, nu e doar o aventură, nu e doar o atracție. Aici e marea diferență. Între celelalte aventuri sau celelalte atracții sau poate chiar relații, poate chiar fuse și vreo căsătorie. Asta e. Și flacăra voastră geamănă e o mare, mare diferență. Interesant, vedeți, sunt două girafe. Amândoi ieșiți în evidență, că de-aia sunteți flăcări gemene. Da? Lumea vă vede, chiar nu contează înălțimea. Ieșiți în evidență. Hai. 10 de bâte. 6 de monede, luna, e drăguț, le lăsați în urmă, 6 de bute. Lăsați în urmă fricile, confuziile. Acest contract care a fost bazat mai mult pe un succes sau confort, confort material, care va consuma energia, apropo de deșert, da? Consum energetic. Foc, 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 fără apă. De-aia uneori e bine și un pic de apă. Uite unde ajungi. Foc, foc. Foc și aer. Hai mă, lasă-mă. Da, tot pentru o casă. Dar ce diferență era asul de bute? Dați în urmă.
Că voi aveți acolo butonul, nu eu. Da? Astfel de bătăi și casa, și atmosferă sexy și dinamică și sacră. Pentru că pe asul ăla de bâte să cățărau niște flori, da, era și apă la bază. E bine, înțelegeți ce vreți, evident. Dar, da, știți voi, cum e și cu apa aia. Dar este fain că lăsați în urmă 6 de bâte, de spade. Dar am zis 6 de bâte, asta înseamnă că mergeți către succes. Către reușite. Și vedeți? Ia uite, îngerii vă sunt alături. Da, lăsați conflictele astea în urmă. Adică nu că le lăsați. Da, o luați de la zero. Ia uite. E un pic greu, 5 de bâte. De ce zic? De monede, scuze. 5 de bâte. Da, probabil că sunt conflicte, am zis, de bâte. Sunt conflicte, sunt gelozii. Este un pic greu acest nou început. Da, moarte și renaștere. Da, moarte și renaștere. Păi nu se poate. Dar mergeți către fericire. Eventual, persoana care vă ia alături v-a fost alături și când v-a fost greu. Aici este marea diferență. Ce frumos e să ai alături de tine. Când ți-e bine, vai că-s prietenă. Știi cum e? Asta era... Așa. Așa, da? Da. Dar în această perioadă, eu știu, următoarele zile, săptămâni, sper să nu dureze, poate să dureze și luni, poate chiar și un an de zile, transformarea definitivă. Dar eu cred că totuși, până la transformarea definitivă, veți fi împreună cu persoana potrivită pentru că energia lor vă alimentează și vă susține și vă energizează. Aveți doi! Hai să clarificăm 10 de bute. Ia uite-le. Da? 10 de bute. 7. Aici ați muncit. Până la epuizare unii dintre voi sau pentru niște bani. E un contract. Poate să fie și căsătorie pentru mine. Pentru alții doar un contract. 6 de monede. Sau poate e familie neapărat. Ia uite, vorbeam de familie și apoi marele preot. Neamurile voastre sau căsătoria. Dar mulți, dragii mei, mulți se căsătoresc pentru bani. Dar apare tentația, flacăra geamănă. Apare tentația, dar care în timp va aduce și stabilitate. E foc și stabilitate. Și am zis, chakra întâi reprezintă sexualitate, dar este și baza. Aici e păcăleala unora. Da. E atractiv, dar ai și emoții, ai sacralitate, ai misiune, da? Sunteți ajutați. Luna. Îndrăgostiți. Nu fi dragoste în secret. E normal. Până nu se rezolvă problemele, e normal să fie în secret. Poate vă este teamă să vă întoarceți la această dragoste în condițiile în care ați refuzat ceva. În fine. Acum vreți să dregeți, vreți să vă împăcați. 4 de cupe, temperanța. Da, uite, uite ce lăsați dacă alegeți să stați pe loc. Am vorbit. Stres, conflicte, însă alegeți să vă vindecați.
Aveți încredere în voi. Păreți foarte obosiți unii dintre voi. Mare grijă. Mare grijă, pentru că uneori, din cauza oboselii, ne pierdem și credința și nu mai vedem opțiune, nu opțiunile, oportunitățile. 6 de bâte. Cavalerul de cupe. Ambele merg înspre viitor. E o comunicare. Ia uite, și am zis 6 de bâte, 6 de spade. Mergeți către succes. Comunicați. Valetul de cupe, cavalerul de cupe. Dar iar este trezirea cuiva. Hasul de cupe. Ai nevoie mai de emoții în viață. Ori voi veți comunica cuiva, ori o anumită persoană, voi știți. Voi știți. Eu cred că știți deja persoana. Va comunica despre ceea ce simte și că vrea reușită cu voi. Urmează să fiți împreună. Ne dăm pe marele preot. Da, schimb. Da, ieșiți. Ieșiți din relația asta. Ieșiți, că n-aveți ce să faceți. Familie, neam, ciorfii, da, locaș, nu vă blochează și drumul, viață, misiunea, harurile, binecuvântările, dați-l urmă la mesajele, eventual căutați-le în Biblie sau pe internet, că sunt spre ce mergeți. Faetonul, spre steaua voastră, da, schimbați direcția, ambele au o rotiță, da? Ieșiți din acele programe religioase, financiare, culturale, tradiționale, da. Încă una, e curiozită. Pe cine trebuie să blochezi? Alegeți. Nu, aveți de ales între acele conflicte, da, despre care am vorbit mai devreme, sau să plecați tutuca, aveți deja mișcare, mișcare. Dar încă nu dă punctul final, pentru că încă sunteți în transformare. Și încă sunteți unii dintre voi cu energia la pământ. Ia, try, try, try. Poate că ar trebui să vă duceți undeva la niște boi sau să notați până una alta sau să vă cufundați în niște activități care vă hrănesc emoțiile. Inclusiv rugăciune. Pentru unii, nu pentru toți. Dar e fain ce văd. Nu uitați de mesajele pe care le-am citit la început și au sens. În principiu. Final. Ia-mi final. Hai. Dă ceva frumos pentru numărul 3. Pentru că numărul 3 s-a cam ars. Lăsați în urmă trecutul 8 de cupe. Alegeți viitorul. Alegeți să conduceți. Și ăsta e numărul flăcărilor gemene. Și 2 și 4 de bâte. Alegeți expansiunea. Să călătoriți către sau să aștepți. Variază. Da? Să vă întâlniți cu persoana potrivită și să creați o nouă lume. Pentru că puteți. Amândoi puteți. 16. Și interesant, acest rescue poate să salvați o fărâmă de realitate și să o duceți la excelență. E ca și când se întâmplă ceva. Dau un exemplu, da? E apropo de rescue. Bine, vă salvați unul pe celălalt, asta e clar. Dar, da, unul e ascensionat deja. Celălalt trebuie să iasă. Elementul de pământ, eventual. Sau cine este mai îndesat în acest deșert, în această stâncă. Iar apă, apă, aveți nevoie de apă, de emoții. E ca și când e un cataclism, da? Și rămân bucățele de pământ, undeva în spațiu, cum s-a întâmplat și cu Luna. Apropo că și aici înseamnă turn, cataclism, dar e o chestiune la nivel personal, da? Evenimente neașteptate. Și voi doi trebuie să stați aici, pe această bucățică de pământ și să salvați o istorie și să salvați o idee
Și în primul rând să salvați dragostea. Lumea se salvează prin dragoste. Și noi ne salvăm tot prin dragoste. Și acum sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ascensiune. Ciao, ciao!